Nu, tu l-ai pune pe Dorinel la un antrenor, dacă nu e o titlu? Eu, dacă aș fi la echipa campioană la joapă. Uh, da, este întrebat ceva. S-ar înțelege Dorinel cu Gigi? Eu am câțiva antrenori, așa pe, uh, pe care, de exemplu, uh, Dorinel, Neagoie, Fiatem. Uh, da, uh, da. Uh, frate, sabău. Spun. Eu nu sunt fan sabău. și Băi, fratele meu, mai sunt doi, trei Da, așa sunt, care... sunt, sunt. Da. Sunt Dar te întreb ceva, care... după ai... cum îl știi pe dorinel, s-ar înțelege cu Gigi? Da. N-ar avea nicio problemă? Nu. No. ar este o, o dulceață, mă, și ca fotbalistele. S-ar înțelege? Da, sigur. N ar avea, adică ar, ar avea o problemă că îl mai sună Gigi să-i spună, bă, mai schimbă-l pe ăla sau nu știu ce? băi, a avut o perioadă când a băut, acum nu s-a atinge de băutură. Serios? Băi, nu s-a reține ce s-a spus. Eu știu tot ce se mișcă în fotbalul românesc. Tu vorbesc serios. Da. mult? Doar, Da. Cât un bivol. Nu cred. Da. Nu spune și că Și nu spune că bea Nu, nu, nu. Ce vin, Vin. Și acum nu s-a atinge de ani de zile de băutură. Cât are de când nu s-a mai Ce câțiva ani? Vreo 2-3 ani. Da? Păi de s-a și îngrășat. Da? Că era... Și acum nu mai pune uh, gura? Nu. Păi înseamnă că de asta. Da. da. Mai înțeles? Înseamnă că de asta, uh, asta faci. Uh, da. De asta e așa de bun. Deci, știți sigur că nu mai se atinge acum? Da. N-am știut, așa de mult bea. Da, da, da. Avea o problemă, avea o patimă, că nu se da, patimă. A, a avut atunci, a avut probleme cu nevasta lui și cu asta și a luat-o pe băutură. Și după asta și-a revenit și-a refăcut viața. Uh -huh. Acum e de o seriozitate, de, 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 nu-l nu, nu atingi cu ceva. Uh -huh.